zile. Nepotismul, politizarea, conflictele de interese. Aș reveni asupra unei declarații pe care am făcut-o mai demult în spațiul public. Spuneam atunci că dacă ar fi aplicate toate legile, toate ordinele, toate regulamentele în vigoare, 80% dintre spitale ar trebui închise. Nu putem face asta, dar ca să evoluăm trebuie să deschidem sistemul tuturor profesioniștilor, indiferent că ei vin din universități sau nu. Și fiecare dintre noi, atunci când facem curățenie acasă, primele lucruri pe care le facem sunt să ducem gunoiul și să deschidem fereastra. Astăzi deschidem fereastra. Mulțumesc mult, domnule.